sale domenii de activitate, trebuie stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Deci foarte bine. Această hotărâre, în opinia mea, poate fi adoptată astăzi, dar numai cu amendamentele pe care eu vi le propun. Evident, de Consiliul care poate aproba sau le poate respinge. Deci, repet, nu sunt patru comisii. Eventual ați propus astfel tot propunerea de patru comisii. Nici eu nu vreau șef de comisii sau 10 comisii. Mă așez pe această chestiune de patru comisii. Dar primul articol al proiectului de hotărâre trebuie să fie felul următor. Consiliul Local organizează comisii de specialitate pe următoarele domenii. 1, 2, 3, 4. Acesta trebuie să fie un articol. Pe care v-a spus dumneavoastră. 2. Stabilirea membrilor prin articolul 2 de autorizări stabiliți membrii pentru fiecare comisie. Numărul de membri. Iar pentru domnul de membri și criterii pe care dumneavoastră nu le-ați observat. Sunt sub 124 aliniat 3. Operațiunea desfășurată în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și mărirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor cele vin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora, se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local cu respectarea atenție. Atenție! Prima comisie mi-a spus PNL, 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 până la capăt. A spus și un semn, n-are importanță. Atenție! Cu respectarea următorului criteriu. Configurații politice de la ultimele alegeri locale. Cu alte cuvinte, domnilor, în fiecare comisie vor trebui să, sau în fiecare comisie va trebui să fie, să facă parte un consilier de la formațiunile politice care au participat la alegeri și care au un consilier local, un consilier local. Deci, articolul meu trebuie să fie în felul următor. Stabilirea numărului de membri pe fiecare comisie. Eu propun ca pentru fiecare comisie să fie un număr de 5 membri. N-are nicio importanță faptul că suntem 17 consilieri și 5 ori 4 egal 20. Da? Câți consilieri suntem? 17. Da. De ce? Deoarece, potrivit domnului administrativ, un consilier poate face parte din mai multe comisii. Pot face din șef de comisii, dar de șef de comisii. Sunt, pot face din un singur de comisii sau din nicio comisie. Pe urmă, componența nominală și-o vor stabili cei de la partid. Eu voi spune, domnule, de la PSD, eu voi spune, cei care sunt minte sau se vor consulta între dânsii. Care este potrivit pentru prima comisie? Mai este un criteriu, care este menționat mai sus. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilie, atenție. Deci asta o business, nu trebuie să o omiteți, hai să o proiectăm, da? Iar a consilierilor independenți de către Consiliul Local, avându-se în vedere prima regulă. De regulă. Opțiunea aceasta. Nu îmi place regula. Dar, mă rog, asta este regula. A doua, pregătirea profesională. Adică nu voi putea pune pe medicul veterinar sau pe medicul umean, nu știu, în Comisia de Agricultură. Bun. A treia opțiune este domeniul în care își desfășoară activitatea. Adică, domnule, ce le recomandă pe domnul doctor să facă parte din Comisia de Agricultură? Deci, ce facem? Unde facem joc? Haideți să facem comisii așa cum trebuie să făcute. Deci, cu alte cuvinte. Propunerea mea este următoarea. Să se modifice acest proiect de hotărâre potrivit propunerii făcute de mine, fiindcă așa este făcută legea și ați omis să observați că așa este făcută. Fiecare comisie sau fiecare comisie să facă parte un număr de 5 membri, 5 ori 4, 20. Eu am propus în felul următor, în funcție de procentele obținute la alegeri. PNL la alegeri a obținut 47%, da? PSD-ul 24%, UDMR 17% și avem încă doi consilieri pe cele două formațiuni politice. Eu am spus în felul următor, sau propun în felul următor, prima comisie care este economică, PNL 2, PSD 1, UDMR 1, USR 1. Comisia e o propunere. Trebuie să le duc așa. 2. Care este urbanism. PNL 2. Deci peste tot PNL-ul va avea 2 consilieri. Mai în zonilor. Fiindcă asta spune legea. Nu vă puteți spune 3 și 7. PSD-ul 1. Fiindcă asta este. UDMR-ul 1. Cealaltă formă de politicare plusul este 1. La cultură. PNL 2, PSD 1, UDMR 1. Cealaltă formațiune politică, cum se așa, și la juridic, PNL 2, PSD 1, UDMR 1 și cealaltă formațiune încă 1. Deci aceasta este logica, mi se pare. Și toată că este logică. Propunerea este și de bun simț și la tot cu prevederile legale.
este neagrat. Ori ăsta, acesta este punctul de vedere. Vă rog să puneți o discuție între toate Europa. Dacă îmi dă minte. Da. Domnul Man confundă ședința de Consiliul Județean, de Consiliul Local, cu o ședință de la judecătorie. Îl cunosc foarte bine și știu că este foarte bine pregătit juridic, deci cunosc cum nu spun în bătaie de joc, că ne cunoaștem de viața, dar dânsul înțelege foarte bine, numai trebuie să și accepte că într-un consiliu local, cei care votează consiliul local stabilesc democratic niște reguli. Stabilesc un primar și un consiliu local care are putere de decizie locală. Conform postului 205 pe care nu mai e valabil și conform ordonanței 57 din 2019, care este codul administrativ. Dumneavoastră ați făcut niște speculații de acolo, dar eu am să vă dau un răspuns scurt, ca să nu fie lung și să ziceți că vă țin prea mult. Aveți toate pârghiile, astfel încât fiecare hotărâre de consiliu pe care o considerați dubioasă, ilegală, șmecherească, cum sunteți obișnuiți din campanie, s-o atacați în contencios. În concluzie, vă rog să nu impuneți dumneavoastră unei majorități să facă cum vreți dumneavoastră. Această majoritate, nu am întrebat pe nimeni, această majoritate va hotărâ regulile în consiliu. Dacă vă imaginați că cu povești din astea de a dormi copiii, vorba voastră, veți reuși să-i speriați pe noi consilieri, Doamne ferește, ce ilegalități fac, stați liniștiți, pentru că fiecare are responsabilitatea funcției pe care, cu care a fost încredințată de către alegători. Iar să veniți dumneavoastră să faceți regul 2-2-2 și de asta, mi se pare, ca să vă spun direct, să nu fiu foarte finuț, chiar mi-e de bun simț. În concluzie, eu să rog pe domnul viceprimar să supună la vot propunerea care a fost făcută. Evident că dacă nu trece, va trebui să supună și propunerea dumneavoastră. Dacă trece, nu are nicio logică să o supună. Iar de astăzi încolo, orice hotărâre pe care o considerați dumneavoastră legală, nelegală sau așa mai departe, aveți posibilitatea legală să o atacați în contencios. Vă garantez că nu o să venim în fața dumneavoastră niciodată cu nicio hotărâre care vom considera că este la limita legii. Deci este absolut normal. Dacă dumneavoastră vreți să ne comunicați, vă dau un exemplu ca să atingi acest subiect, cine este liderul Partidului Social Democrat, pentru că la USR și la Pro-România există un singur membru, deci nu se pune discuția. Puteți să o faceți. Asta noi, adică noi, practic, Partidul Național Liberal are un lider dintre consilieri pe care îl puteți și dumneavoastră afla, sau dacă vreți să-i comunicați care este liderul PSD, e ok, dar nu cred că este un lucru obligatoriu. În concluzie, încă o dată, rog pe domnul viceprimar să supună la vot propunerea pe care o făcut-o, iar dumneavoastră, dacă sunteți nemulțumiți, evident că aveți posibilitatea să atacați această hotărâre. Atât de domnul președinte de ședință. Am înțeles, am ascultat cu atenție. Nu mă așteptam la o asemenea replică, să știți. În primul rând, calitatea de primar, apreciez că nu puteați interveni decât cu aprobarea domnului președinte. Mi-am șerut să vedem. Nu are importanță, dar este firesc că discutăm și se poate. Faceți niște confuzii, domnule primar. Mi s-a părut că eu am impus, am făcut o propunere, o sugestie. Mai bine. Vă rog să nu mai întrebați. Iar fața mea, da? Am făcut o propunere, o sugestie, în raport de un text de lege. Și am citit textul de lege. Invit consilierii să-l citească acasă, aici, unde vor dori dânsii, textul de lege. Evident, fiecare va vota cum va dori. Eu nu pot să impun cum să se voteze în acest Consiliu Local. Fiecare va vota după cum va crede de cuvință.
Dar acum să spun că acest proiect de hotărâre, iertați-mi expresia mea, academică, este varză în varianta în care l-ați propus și în raport de textul de lege, raport de textul de lege 124 din codul administrativ. Nu sunt povești, domnul primar. Nu știu, ați încercat să-i, să-i încurajați și să promovați un proiect de hotărâre care, credeți-mă, cred sincer că este nelegal. Nu câștig absolut nimic și nu chiar absolut nimic dacă ați votat propunerea făcută de dumneavoastră. Adică sunt alte pârghii, dar mi se pare, nu știu, poate nu că poate o să găsesc cea mai potrivită expresie, deloc principial și deloc moral ceea ce ați făcut dumneavoastră. Nu mă trezesc în instanță, nu sunt în instanță. Atenție, consilierii pot să facă intervenții, pot să facă propuneri și pot să vină cu amendamente. Domnule președinte de ședință, înainte de a propune la vot proiectul, trebuia să întrebați, sunt amendamente? Nu ați întrebat, nu are importanță, suntem toți la început greșit, sunt chestiuni peste care se poate trece. Sunt de bună credință, faceți cum credeți, proiectul nu este legal. Citiți textul de lege și dacă veți aprecia că este legal, Doamne ajută, votați-l.